Bună, dragii mei, Scorpion, și bine v-am regăsit la un nou tarot horoscop pentru luna iulie. Persoanele care încă nu sunt abonate la canalul meu de YouTube o pot face apăsând acel chenar roșu unde scrie abonează-te sau subscribe. Dacă vreți să fiți la curent cu următoarele videoclipuri pe care le postez, puteți apăsa clopoțelul. Încep acest tarot horoscop printr-o carte a îngerilor. Să vedem ce mesaj au îngerii să vă transmită pentru luna iulie. Îngerul Indriel vă transmite mesajul că ești un purtător de lumină. Dumnezeu are nevoie de lumină și iubirea, de lumina și iubirea divină, are nevoie ca lumina și iubirea divină să strălucească asemeni unui înger peste pământ și peste toți locuitorii săi. Poate mulți dintre voi în această lună își vor schimba percepția despre anumite persoane, despre anumite situații. Poate veți căuta anumite răspunsuri, de unde venim, cine suntem, da? Unii dintre voi, cu siguranță, în această lună, vor crește din punct de vedere spiritual. Această carte arată că mulți dintre voi își vor exprima bunătatea prin gesturi, prin vorbe, prin atitudine, prin daruri, da, prin, nu știu, poate plantați copaci, poate îngrijiți natura, poate faceți activități de voluntariat. Și așa mai departe. Dacă nu veți face acest lucru, cu siguranță veți simți nevoia să faceți aceste lucruri și parcă veți simți că cineva vă împinge de la spate. Hai, fă o faptă bună. Da? Sau du-te în acel loc, nu știu, și acolo găsești, nu știu, o persoană sărmană pe care vrei să o ajuți. Simți nevoia de a ajuta, simți nevoia de a face un bine în această lună iulie. Merg mai departe cu mesajele din tarot și voi începe cu partea de sănătate, să vedem cum va fi această lună pentru voi din punct de vedere al sănătății, atât psihice cât și fizice. Văd o lună destul de liniștită, o lună destul de echilibrată, o lună în care mulți dintre voi poate veți avea momente în care veți dori să vă retrageți, să citiți, poate să studiați, să fiți voi împreună cu gândurile voastre, poate chiar să puneți la cale, eu știu, așa un plan. Văd o lună destul de calmă. Din punct de vedere, da, psihic, aceste cărți nu arată agitație, arată calm, sunt calm, mă gândesc, analizez, sunt cu picioarele pe pământ, sunt rațional, accept așa cum vin lucrurile, accept realitatea în care sunt. Și clar sper mai bine, sper în acel nou început, da? Sper ca viața mea să se schimbe în cel mai scurt timp, da? Destul de liniștiți, destul de calmi, destul de ok, nu sunt probleme nici din punct de vedere
fizic, eu știu probleme care să vă pună viața în pericol sau da, ceva de genul ăsta. Deci foarte, foarte bine. Cred că sunteți singura zodie care a ieșit atât de bine. Merg mai departe. Să vedem din punct de vedere financiar, din punct de vedere al carierei, al banilor, cum va fi luna iulie pentru voi. Aici văd un conflict, un conflict cu o persoană, dar cu o persoană pe care o cunoști. Da, un conflict care așa cum va începe, așa se va și stinge. Poate să fie acest conflict între mai multe persoane, da, care vă implică și pe voi. Da, la locul de muncă, o neînțelegere, ceva nu, da, nu știu, ceva se întâmplă. Nu este ceva foarte, foarte grav. Dar nu este o carte care să anunțe, nu știu, eu știu ce dezastru, da? Dar ea în sine arată, da, că ceva se întâmplă, da, la locul de muncă. Ceva nu funcționează, cineva iscă o ceartă, cineva încurcă treburile, iar, da, cumva și tu vei fi implicat sau cumva acuzat, da, să spune. Văd că te duci spre studiu, sau poate ai nevoie de anumite sfaturi sau de anumite îndrumări, sau simți nevoia să, nu știu, studiezi mai mult, poate îți cumperi cărți, poate mergi la seminarii, nu știu, la cursuri, da? Undeva simți nevoia să te dezvolți, simți nevoia că, da, simți nevoia aceasta de a învăța, de a ști mai mult. Banii, avem acest 10 de monede, mai bine decât această carte care arată stabilitate, dar ce poate să fie, este o carte a armoniei, o carte a stabilității, mă simt bine, sunt fericit, am bani în buzunar, lucrurile stau așa cum mi-am dorit, așa cum îmi doresc, da? Pot să-mi permit, eu știu, să-mi cumpăr ce vreau, am ajuns la un nivel destul de sus, da? Din punct de vedere economic. Asta de la caz la caz, depinde de unde ați plecat, da? Și unde ați ajuns. Dar este o carte care clar arată, ai bani în buzunar, da? Te descurci. Merg mai departe să vedem cum va fi această lună din punct de vedere sentimental, afectiv, din punct de vedere al relațiilor. La acest capitol, da, cei singuri, cei care se simt, eu știu, sau care au probleme sentimentale, mai bine spus, da, pot întâlni iubirea, pot întâlni fericirea, pot întâlni o persoană care să fie pe placul lor. Da? În relații, în schimb, se simte un dezechilibru, o nemulțumire. Cu această carte, da, este, îmi fac griji, este o carte mai mult a grijilor. Poate vă faceți griji pentru cineva, poate vă faceți griji dacă combinația nu este cea potrivită sau că puteți da greș într-o relație sau, eu știu, poate vă faceți griji că nu știu, nu sunt la înălțimile așteptărilor partenerului meu sau cum să fac să îmi mulțumesc partenerul. Da, poate să fie acest lucru sau partenerul meu sau poate să fie acea credință că partenerul vostru este mai bun decât voi. Da?
Și dacă el este mai bun ca mine sau este mai frumos sau uite ce, nu știu, ce gusturi are, da, eu voi ajunge vreodată, nu știu, să fiu la același nivel cu el sau voi ajunge vreodată să gândesc ca el, nu știu, așa libertin, spre exemplu, da? Bun, dragii mei, eu vă îmbrățișez, nu uitați să lăsați un comentariu, un like, pe curând!